An. Cum este luna decembrie? Uite că a trecut și anul acesta sau o să treacă în curând? Știți, noi am avut o mică situație mai importantă, de fapt, în anul acesta. A fost o lună falsă în an. Deci anul acesta trăim, practic, 13 luni. Dar ce înseamnă o lună falsă? S-au repetat niște energii din luna precedentă. Asta a fost în vară și pentru acest, din acest motiv există un decalaj. Există o decalare a zodiilor. De asta s-a produs puțină confuzie. Așadar, întotdeauna este corect să luăm, să considerăm calendarul lunii solar. Apropo, acesta este calendarul pentru anul viitor pe care l-am creat zi și noapte. L-am lucrat cu soțul meu împreună. Și este deja disponibil, inclusiv în anumite librării. Vreau să vă spun că aici oamenii pot să găsească, pur și simplu, cu lux de amănunte, steaua zilei, adică energia zilei, elementul zilei, zodia zilei. Este foarte... zic eu că este foarte complex. Foarte interesant și dacă oamenii îl pot găsi în librării, înseamnă că fiecare își poate găsi acolo diverse informații. Sau pe site-ul nostru, pe romaniafengshui.ro. Perfect. Aș vrea să trecem la zări. Sigur. Cum e finalul, deci asta vreau să vă spun, că aici există toate aceste, această legendă de decalajele ei le pot vedea singurei. Din cauza asta, luna decembrie se împarte în două zodii. Deci până pe 18 decembrie avem lună de mistreț, iar de pe 18 decembrie până în 16 ianuarie avem lună de șobolan. Dar stai puțin, eu știam că vorbim despre zodiile astea împărțite pe ani. Da, păi nu pe luni, ani, numai că și lunile sunt marcate de zodii și este foarte important. Există un chart, o diagramă personală a fiecărei zile, de fapt. Atunci când stabilim și calculăm lucruri, trebuie să hai să luăm un concret, că dacă permiți, șobolan. Da? Sfârșitul de an, sfârșitul de an. Interesează. Deci, practic, vom fi în lună de șobolan, încă nu suntem, sub elementul apă. Deci va fi destul de multă apă. Asta înseamnă și precipitații mai abundente, probabil sub formă de ploi, da? Dacă încercăm să facem așa ca o predicție, să spunem o prognoză meteo, într-un fel va ajuta culturile viitoare, iar pentru fiecare zodie, dacă doriți, da, dorim. Avem așa. Deci, pentru șobolan, situația e în felul următor. De unde au fost foarte pe val, acum trebuie să aibă mare grijă la sfârșit de an la discuții în contradictorii, în contradictoriu. Deci vor fi puțin mai provocați, mai suspicioși, probabil mai lipsiți de răbdare. Asta este predispoziția. Și noi îi sfătuim să aibă grijă în relațiile de cuplu și în relațiile de familie, pentru că acestea sunt cele mai importante, dar și la locul de muncă, desigur. Altfel, pur și simplu este un noroc speculativ, noroc de bani, deci pot să primească niște bani neașteptați, deci pot să aibă niște bonusuri, niște prime la sfârșit de an și chiar să fie lăudați, deci să fie cumva remarcați, deci cumva ei sunt pe val la locul de muncă, dar trebuie să aibă grijă în comunicare. Deci nu merge destul de bine. Da, ei deci totuși sunt bine aspectați. Este și cu riscuri, dar și cu oportunități. Da, este luna lor, ei au foarte multă energie, sunt foarte bine... situați în general, adică tot acest sfârșit de an, noiembrie și decembrie, au stat destul de bine și încă stau. Până în ianuarie 16 sunt chiar pe val. E și luna boului? Luna de bivol este în ianuarie și este prietenul lor secret. Deci iată că și în ianuarie vor sta destul de bine cu foarte multe. Sincer, o să aibă grijă cu sănătatea în ianuarie, dar poate mai vorbim atunci. Vorbim de bou sau de șobolan? Nu, de șobolan, suntem la șobolan. Acum să trecem la bou. După aceea ajungem la zodia bivol. Eu i-aș spune bivol pentru că nu e boul acela din grădină care doar trage la jug. Este și bizonul și bivolul acela mai sălbatic, știți? Sunt foarte bine aspectați. Este, aș spune, luna lor. Ei sunt pe val, ei sunt vedetele zodiacului. Sunt foarte fericiți și mulțumiți. Și vestea bună este că își pot remedia orice fel de relații poate care n-au mers. Pot să se împace, pot să ierte, pot să ceară iertare, pot să își caute niște prieteni mai vechi, pot să câștige bani, pot să aibă o poziție mai bună din punct de vedere social și la locul de muncă, deci pot să solicite acest lucru. Nu știu cum vă sună chestia asta, dar cred că în momentul ăsta, uite, mi-aș dori să fiu un bou. Sau un bivol acum, na, depinde cum vrei să spui. Vreau să vă spun că ei sunt plini de succes. Cumva, asta am vrut să... spun că sunt și la locul de muncă bine priviți, le merge bine și acolo, le merge bine și în plan financiar și cu sănătatea. Pot să se remedieze niște lucruri pentru cei care au avut anumite suferințe. Deci ei, într-adevăr, au energie, este luna prietenului lor secret. Deci, a șobolanilor este în ianuarie, ajutătoare,
a bivolilor este în decembrie, pentru că ei doi sunt prieteni secreți, bivolul și șobolan. Și acum am spus că este, va fi lună de șobolan. Cine s-ar fi așteptat la prietenia asta? Da, și sunt ajutați și din acest punct de vedere, deci ale energiilor zodiei lunii. Da, sigur, vorbim de an, e an de cocoș încă, până pe 16 februarie, când vom trece în anul câinelui. Da? Mulțumesc, mulțumesc. Dar ei, tocmai că pentru ei a fost un an foarte bun, în mod normal, pentru bivol, cu foarte multe schimbări, inclusiv de job, în cazul multor tineri, mai ales bivol, și de relații. Schimbări de relații. Cum e la tigru? E tot cu schimbări de relații, schimbări de joburi? Da, la tigrii este asemănător, numai că fiecare zodie, chiar dacă se află în același sector, una cu alta răspunde diferit față de cealaltă. Vreau să spun că pentru tigri este foarte multă muncă la sfârșit de an, fie că este în familie, fie că este la locul de muncă, fie că în afacerea lor. Ei sunt pe val și fac foarte mulți bani, chiar din munca proprie, deci nu neapărat li se oferă, precum bivolilor. O să simtă destul de multe responsabilități pe umeri, dar nu-i nimic, pentru că este spre bine. Deci ei chiar sunt remarcați. Și, într-adevăr, și ei vor avea parte de oportunități. Ar trebui să fie foarte atenți la ceea ce li se oferă sau ceea ce li se spune, ceea ce li se comunică, pentru că acolo poate fi ascuns ceva, știți, o comoară mică. În orice caz, ei încheie anul foarte bine și îl vor începe cu dreptul. Asta este vestea bună. Deci până pe 16 ianuarie și tigrii sunt pe val. Iepurii, până acum toate zodiile stau destul de bine. Avem și zodii între puțin așa. Avem și zodii care mai defavorizate. Da? Așa, spunea Mădălina. Ei bine, la iepure, situația este mai serioasă în sensul negativ. De ce? Cu riscul de a... Le place, sigur că da, dar e mai bine să prevenim. Întotdeauna eu sunt pentru acest lucru, să prevenim și să nu ne aruncăm cu capul înainte. Este o lună de penalizare, o dată, ca zodie. Doi, este cea mai proastă energie a anului pe ei. Deci, din păcate, luna aceasta este într-adevăr cea mai slabă din an pentru nativii iepure, de unde au dus-o foarte bine luni întregi și mulți i-au invidiat, cu toate că este zodia dușman la putere. În anul ăsta, anul de cocoș, este cocoșul, dușmanul iepurelui. Nu știam. Dar pentru că au avut o stare de prosperitate și încă o mai au, și mulțumirile sufletești au fost acolo, sigur, poate cu mici obstacole. Asta se întâmplă când este zodia dușman la putere. Dar, atenție, luna aceasta chiar nu este prea fericită, în sensul ce trebuie ei să facă. Nu trebuie să intrăm în panică, în primul rând. Trebuie să aibă grijă cu sănătatea. Dacă văd ceva în neregulă, simt, da, trebuie să ia niște măsuri, să nu creadă că trece de la sine, chiar dacă sunt mai tineri. În al doilea rând, atenție la relații, să nu-și bată joc, în sensul că dacă sunt provocați, nu trebuie neapărat să răspunzi, să fii tu cel care are dreptate. Deci poți să pierzi o bătălie, dar pentru viitor să fie în folosul tău. Perfect, foarte interesant. Ei sunt mai diplomați oricum și știu să-și țină gura. Și urmează dragon, urmează zodia mea, dar o să te rog să păstrăm misterul, să mă ții și pe mine în mister și pentru toți cei care se află în zodia dragonului, pentru că ne întoarcem imediat după o pauză de publicitate.